Bună ziua! De data aceasta aș dori să-mi exprim punctul de vedere, modul meu de gândire. Din punct de vedere juridic vreau să fac precizări cum că modul meu de gândire poate să n-aibă nicio legătură cu realitatea. La fel de bine aș putea să exprim ideea cum că oamenii pot zbura, asta nu înseamnă că cineva ar trebui să sară peste parapetul unei alte clădiri și să mire că dă cu fundul de pământ. Din punct de vedere strict juridic am făcut asemenea afirmație. Deci, modul meu de gândire cu privire la dispozitivele minune pe care le putem noi găsi pe internet, care ajută la modul de funcționare al mașinii și la scăderea combustibilului cu, citesc, până la 70% din consum. În cei 4-5 ani de zile, de când am început să mă interesez ce mai are mașina, în afară de roți, volan și un țăcănit la volan, am început să mă interesez despre cum funcționează piața auto, ce mari producători pe piața auto sunt și așa mai departe. Am dat de-a lungul acestui timp, inclusiv acum 2-3 zile, am dat de reclame, ori sub formă de reclame direct a produsului respectiv, ori sub formă de știre nemai auzită, nemai văzută, nemai întâlnită. Reclame cu privire la produsele dispozitiv care, cum spuneam, scad consumul combustibilului până la 70%. Pe plan internațional am dat de asemenea reclame pe eBay, de exemplu, deci site-uri, magazine virtuale. Nu înseamnă că acel magazin virtual are vreo legătură cu produsul sau cu vânzătorul. Pe plan local, pe OLX, de exemplu, am văzut, parcă ții minte, la fel, fără nicio legătură între OLX și vânzătorul respectiv, pur și simplu cineva oferea asemenea produs. Pe plan local, deci în România, dacă dai căutare pe motorul de căutare Google, dai căutare cuvintelor dispozitiv, reducere combustibil, dai de vreo mai multe pagini, în primele căutări, prima pagină, dai de site-uri, de afirmații, de forumuri care atrag atenția asupra posibilității, să zic așa, cum că aceste dispozitive sunt niște mari țepe. Lăsând alea la o parte, dai și de două site-uri, de exemplu, care promovează vânzarea dispozitivelor. Unul este Superfuel Max. Să citez, este un produs nou magnetic care optimizează structura moleculară a combustibilului, ajută la arderea completă. Site-ul este unul făcut cât de cât bine, în sensul că are și secțiune de forum și secțiune de știu eu de certificate, secțiune de fotografii. Pe prima pagină găsim, mă uit acum și vă dau ca să nu mănânc din amintiri, dau acum o mică descriere cu marile beneficii pe care spune aici 20-30% economie în consumul de combustibil, nu necesită alimentare, este garantat 7 ani, reducere emisia de monoxid de carbon până 45%. Este o tehnologie patentată de General Motors. Ok. Dăm aici de la fel pe prima pagină, dăm și de două clipulețe, inclusiv spune titlul clipului martorul de la știrile Pro TV. Spune așa că e un anilan magnetic care optimizează structura moleculară de combustibil și ajută la arderea completă. Superfuel Max are rezultate excelente pentru motoare pe benzină, motoare diesel, motorină și GPL, deci toate motoarele. N-are nicio treabă cu tipul de motor. E un el magnetic. Bun, principiul de acțiune, practic, ajută la arderea completă a combustibilului. Ok, până una alta doar prezint, după care îmi exprim modul meu de gândire. Da? Deci nu fac comentarii, doar le prezint. Citesc ceea ce sunt pe site-urile respective. Ok. Rezultatele acestui inel magnetic instalat pe țeava de combustibil, țeava cu care combustibilul alimentează carburatorul sau injecția. Ok.
Ajunge la economii peste 30%, ceea ce înseamnă o mai bună performanță. Bun. Creștere putere și în cuplu. Ia uitați ce minunat poate fi acest minunat produs. Reduce atât de ușor gazele periculoase care ies pe țeava de eșapament. Wow, ce fain! Bun, spuneam că din prima pagină găsim și o pagină de forum unde, atenție, este o pagină care este clar creată de către același realizator de site. Pagina respectivă se termină la sfârșit cu connection error. Sunt niște caractere scrise de realizatorul site-ului, nici de cum un mesaj dat de către calculatorul meu în momentul când nu are conexiune la internet. Este pur și simplu, sunt cuvinte scrise de realizatorul de site. Practic îți dă de impresia cum că de aia nu mai poți tu ca și utilizator să-ți afirmi opinia, pentru că ai connection error. Și atâta tot. Bineînțeles, mă uit la mine, văd conexiunea de internet foarte activă, n-am nicio treabă și am una dintre conexiunile bune existente în România. Ok. Văd aici instalare foarte ușoară, foarte ok, nu am nicio treabă. Știință și dau de o altă pagină cu certificate. Dau o aterizație de dealer de la Superfuel Max în care citez, haideți să vedem, este autorizată de International Research and Development, hereby, adică prin asta. Garantează și autorizează ca Superfuel Max să fie vândut în România. Bineînțeles, compania se numește Glam Produzioni SRL, Getano de Siano. O companie de care a auzit toată lumea, o companie bineînțeles certificată și despre existența căreia eu unul nu pun nicio un semn de întrebare. Ok? Ies de aici și dau un alt certificat de origine de data aceasta, prin care International Research and Development din Chelsea Street, San Diego, California. Ok, spune că e certificat de origine, că confirm, zic că sunt produse de International Research and Development, produse de origine în Statele Unite ale Americii. Am făcut traducerea. Ok, dau din altă, intru pe alt certificat. Certificatul de data aceasta al General Motors. Deci, haideți să vă spun cum arată acest certificat. Are în stânga sus un logo GM. Este practic un certificat cu o semnătură indecifrabilă. Are o asemenea ștampilă care spune, vă citez, Certified Copy of Original. Ok? Nu are ștampilă, nu are nimic decât o adresă a GM Computer Test Center, Sandpoint, Idaho. Ok? Practic, prin asta nu văd ca cineva sau ceva, vreo persoană juridică sau persoană fizică să-și asume rezultatele acestui test, care spune, deci este un certificat, practic este un rezultat de analiză de laborator, cică. Ok? Nu, dar nu văd cum că este semnat de către laborantul cutare, nici măcar asta. Nu mai vorbesc de către ștampila persoanei juridice. Ok, trecem mai departe. Ce mai vedem? Autorizație, certificat de origine. Și mai găsim aici ecotest. Un certificat, prima parte scrisă cu litere chirilice. Scrisă, completat de, citez, Ford Motor Company. Ca atestat asemenea dispozitiv și bineînțeles cum funcționează cu și fără acel dispozitiv. La fel, este o pagină făcută pur și simplu, pe care eu și eu aș putea să o fac pe internet, fără ca cineva sau ceva să-și asume ceea ce afirmă această pagină. La fel, un fel de buletin de analiză de laborator. Ok? Trec la următorul fuel saver, următorul dispozitiv care ajută la economia de carburant și dăm de produsul. Stați un pic că dau imediat să găsesc. Superfuel Max am dat.
Două secunde. Nu vreau să spun din... Aha, bun, am dat. Este vorba de produsul Fuel Sharp Saver, care costă 140 de lei. Este un site gen știri de Cluj, știri locale, știri făcute pe site. Ok. Și care spune că cel mai comercializat fuel saver are, bineînțeles, aceleași calități. E un produs care doar se conectează, citez, deci am dat de site-ul respectiv, fuelsharksaver.com, înscris în limba română, bun, partea, citez, poate părea de necrezut, dar este cu adevărat 100%, 100%, economisește lunar 70% din ceea ce cheltuiau respectiv înainte. Este practic un site cu mărturii ale celor care au achiziționat acest produs. De data aceasta mărturii scrise cu poze inclusiv. Așa, bineînțeles, și acest site denigrează celelalte produse care sunt niște fake-uri. Acest produs însă funcționează conform a ceea ce declară site-ul respectiv. Practic îl pui în priza din autoturism și este certificat de calitate, îndeplinește toate cerințele europene, nu văd care cerință europeană, deci ar trebui să fie cerința cu normele cutare, certificată de în laboratorul cutare. Ok, nu e vorba de așa ceva, nu văd eu. Certificatul, bineînțeles, are și garanție, ca și celălalt site, prezenta garanție că poți să-ți primești banii înapoi în momentul când nu ești mulțumit de așa ceva. Care e modalitatea de primire a banilor? Nu știu. Ok. Dar prezintă certificat garanție. Asta e foarte important. Se potrivește oricărei mașini. Atenție, asta înseamnă că oricărei mașini, indiferent de softul de pe computerul de bord, indiferent de sistemul de fire pe care producătorul le-a băgat prin mașina aia, care cu rezistență de amper, de 5 amper, 20 de amper, nu contează, se potrivește absolut la orice fel de mașină, orice fel de produs. Este foarte interesant, foarte ok. Bun. Doar conectezi la priză și economisești 2 ani în garanție, livrare gratuită. Foarte fain. Practic spune că cum funcționează, haideți să citim și aici. Practic ajută la funcționarea corectă a circuitului electric periferic al mașinii. Foarte fain. Deci ceea ce nu au reușit să asigure producătorii auto cu o droaie de ingineri auto, și în cazul acestui produs, și în cazul celălalt produs, părerea mea este că aceste produse reușesc, comercializate online, nu văd să fie și o adresă a unui magazin fizic unde te poți prezenta, să ceri produsul, să dai de un om pe care l-au, adică să-l poți trage de urechi, nu, este doar prezentare online, foarte frumos, uitați, niște mărturii ale cumpărătorilor, domnul Nicu, domnul Tudor, domnul Ionel. Foarte fain, bineînțeles că avem toată încrederea în acești domni. Solomon, Ana, bineînțeles, foarte frumos. Cum să nu credem că acest produs funcționează? Ok. Eu unul cred așa ceva, bineînțeles. Așa, bineînțeles că nu. Dar e părerea mea, stricta mea, nu este vreo afirmație, este doar o părere a mea. Bun, și am trecut de partea de prezentare a acestor produse sau acestor tipuri de produse. Bineînțeles, mă întreb de ce sunt comercializate doar online și nu cu și în magazin de desfaceri dacă acest produs se funcționează. Și acum dau să prezint o situație pe care eu am aflat-o și în care cred. Bineînțeles, realitatea poate fi alta, ok, dar eu asta cred. Haideți să prezint ceea ce cred eu, da? Industria auto funcționează pe o piață de miliarde de euro, da? Nu poți să zicem că orice producător auto își dublează profitul, își dublează clienții, clienții pe care îi are atât din desfacerea, atât din vânzarea de autoturisme, cât și prin vânzarea de produse ulterioare achiziționării autoturismului, deci produse de întreținere a autoturismului. Deci nu poți să zici că își dublează clienții fără ca acea companie să ia din clienții altei companii, da? Deci, practic, să zicem că facem o alegorie, este un tort, acest tort fiind profitul total al întregii industrie auto,
Fiecare are o porție, o felie. Fiecare companie, bineînțeles, vrea felia cât mai mare. Dacă mărim felia, rămâne mai puțin celorlalte companii. Bun. Asta este o părere mea, repet. Altă stare de fapt. În momentul când se descoperă o nouă tehnologie mai performantă decât cea clasică, acea tehnologie apare într-un an, doi, maxim trei, dacă nu apare relativ instant în toate companiile, la toate brandurile, apare pentru că acea tehnologie funcționează. Dau exemplu aici de, în primul rând, de sistemul de injecție directă versus injecție clasică, da? Dau de compresia directă, care a apărut, dau de turbină. Le găsim aceste tehnologii, le găsim în toate brandurile la diverse modele vândute de către aceste branduri. Practic, fiecare brand a implementat noua tehnologie. Această implementare poate surveni ca urmare a trei posibilități, a trei scenarii pe care unul le văd. 1. O companie terță care nu are nicio treabă cu brandul A, brandul B, patentează o nouă tehnologie și vinde fiecare companie care cere dreptul de folosință imediată a patentului, vinde și astfel se îmbogățește de la compania B, A, C, D și fiecare companie și A, și B, și C primește dreptul de folosință imediată și de implementare în sistemul propriu, în brandul propriu, în modelele proprii. Ok? Asta este un scenariu. Scenariul 2. Compania A implementează cu succes o nouă tehnică, da? Scoate pe piață un nou protez cu o nouă tehnologie. Bineînțeles, prin studierea patentului, prin studierea produsului respectiv, și celelalte companii fac în așa fel încât nu așteaptă 20 de ani conform drepturilor de funcționari de patent, de monopol dat de patentul respectiv. Nu așteaptă 20 de ani, ci părerea mea este că studiind acel principiu, vor scoate un produs similar, bazat pe principii asemănătoare, dar care să nu difere cât mai mult decât trebuie, încât să nu afecteze capacități, noile performanțe, dar să difere destul de mult cât să aibă dreptul de comercializare, da? Să difere de la patentul inițial, de patentul original. Și al treilea mod se întâmplă să ajungă mai mulți ingineri la tehnologia respectivă, puțin probabil. Oricum, ideea este că au apărut tehnologii concomitent, relativ concomitent în toate brandurile auto. Bun, și apar pe de altă parte, spuneam de acel tort, da? Fiecare brand se bucură în momentul când scoate o nouă tehnologie, o tehnologie care mărește cu 10% dacă e o performanță enormă, cu 10% dacă mărește performanța unui motor, este o mare reușită a acelui brand. Da? Și dacă este primul care scoate pe piață acea ceva, este o reușită a companiei respective, își mărește imaginea, își atrage cel puțin patrimoniul de imagine cu care creditează potențialii cumpărători acea companie. Da? Mazda, de exemplu, scoate, știu eu, o baterie care se încarcă în 2 minute și funcționează 500 de kilometri. Wow! Bineînțeles, în 2-3 ani toate companiile vor avea acea baterie. Dar Mazda e spre cea care se îndreaptă prima oară atenția. Deci spuneam că, asta era un exemplu ipotetic, spuneam că în momentul când ai o reușită de 10%, deja este o reușită mare. Da? Vedem cum s-a făcut trecerea de la injecția directă, de la injecția clasică la injecția directă, de la compresia clasică la modul de inițiere a arderii la compresia directă, la diesel. De la fără turbină aspirat, deci motor clasic aspirat, la motor cu turbină. Toată lumea s-a bucurat, au scăzut consumul cu 2 litri la 100 de kilometri, wow, mare! Bun, și vedem astfel de dispozitive minune care se montează ușor, fără niciun fel de implementare pe modelul respectiv, fără niciun fel de implementare pe tehnologia deja existentă, da? Pentru că vorbim de exemplu de acel dispozitiv care bagi în priză și mărește gradul de funcționare, parametrii de funcționare al prizei, cum spunea, sistemul electric periferic al mașinii. Deci indiferent de computer de bord, indiferent de soft, indiferent de firele care sunt pe acolo, indiferent de siguranțele care sunt pe acolo, wow, ce merge, atât de ușor se implementează. Bun, și companiile de producătoare de auto stau și se uită și nu folosesc așa ceva. Deși astea funcționează. Nu. Concluzia mea este că eu, pentru mie, îmi dau sfatul următor, da? Dacă vreți să urmați și dumneavoastră, nu v-am spus eu așa ceva, pentru că eu îmi spun mie, nu vă spun dumneavoastră. Precizare juridică, da? Și anume, eu îmi urez
să mă bucur de mașina mea așa cum a fost ea gândită de către inginerii auto, așa cum a fost ea verificată și răzverificată de către ingineri auto în 10.000 de modele și pe banc și pe și pe view și știu și pe teren de testare și absolut oriunde. Așa cum a fost verificată și răzverificată și de către celelalte companii, pentru că știința se poate lua dintr-o parte într-alta, o idee științifică se poate lua și o companie vede dacă o altă companie a avut probleme cu nu știu ce produs și atunci bineînțeles că își ajustează modelele din mers. Și nu mă, eu unul nu mă întind să beneficiez de marea reușită a celor care vând astfel de produse. Vă urez și dumneavoastră să vă bucurați de mașina dumneavoastră așa cum este și-a gândită. Și vă urez, fără nicio legătură cu tot ceea ce am spus mai devreme, să nu dați banii pe prostii. N-are nicio legătură cu produsele menționate mai devreme. Doar să nu dați banii pe prostii, fără nicio legătură. Precizare juridică. Ok? Astea fiind spuse, la revedere, vă mulțumesc. Ne vedem tura viitoare.